Astăzi, în gala Mireasa, am avut parte de o surpriză și iată că o nouă concurentă a pășit în platou, se numește Eliza, are 24 de ani și se pare că fetele o cunosc pentru că ea a filmat pentru cartea ei de vizită în același timp cu fetele ce au intrat încă de la începutul sezonului. Așa, la prima vedere, pare o fată foarte îndrăzneață și cu vorbele la ea, am văzut că de când a intrat a rugat unul dintre băieți să o ajute să o coboare scara, să o conducă la canapea. Apoi a vorbit în materialul de prezentare despre experiențele pe care le-a avut cu soacra și cumva fuge de băieții care nu au încă tăiat cordonul ombilical de mama lor. Se pare că are o problemă sau nu dorește mai bine o relație cu un băiat care are o altă etnie. O vom descoperi pe parcurs pe Eliza și vom vedea cum vor evolua lucrurile pentru ea.